Zeci de tineri și nu numai s-au înscris pentru a participa la prima ediție a Festivalului Național Lică Militaru, ce se va desfășura mâine la Drăgănești-Olt. În urma preselecției, doar unul din trei va urca pe scenă și va încerca să aducă în fața jurului și a publicului iubitor de folclor autentic melodii păstrate doar în memoria lăutarilor de altădată. Deveniți un pol de interes pentru folclor, pentru că la preselecție s-au prezentat 54 de concurenți din toate zonele etnofolclorice. Selecția a fost drastică pentru că în final vor evolua doar 18 concurenți, deci practic o treime a reușit să treacă de preselecție, ceea ce se întâmplă foarte rar, credeți-mă. Evenimentul, pentru a cărui susținere și-au dat mâna principalele instituții culturale din Olt, dar și administrația locală și cea județeană, își propune să devină unul tradițional. Astfel se va reuși promovarea folclorului autentic la nivel național și să valorifice repertoriul mai puțin cunoscut din categorii precum doina, balada și cântece de ascultare. Eu îmi doresc ca acest festival să crească de la an la an și nu foarte târziu să ajungă la notorietatea celebrului deja festival în întreaga țară, oltenii și restul lumii. Le doresc mult succes tuturor concurenților și să câștige cei mai buni. Festivalul, care își va răsplăti câștigătorii cu cele mai mari premii oferite la manifestările de gen din județ, beneficiază de un jur alcătuit din profesioniști în domeniu, dar și de invitați de excepție.